în județul Brăila. Bucureștenii pot arăta și astăzi că în realitate sunt mai buni. Punctul de colectare a donațiilor pentru sinistrați este deschis în continuare pe platforma Academiei Militare din capitală. Ieri, mii de bucureșteni, tineri și bătrâni, săraci și bogați, au venit acolo pentru a arăta că sunt solidari cu românii prinși sub nămeți. Adriana Nedelea vine cu detalii. Bun găsit, Adriana, văd că ninge și totuși oamenii continuă să vină. Da, bună ziua, bun găsit, doamnelor și domnilor. Imaginile pe care le-ați văzut astăzi la Realitatea TV, dar ninge aici, să știți, în București. Sunt imagini pe care le vedem de aproape două săptămâni și sunt reale. Nu e un film, este o realitate cruntă. Sunt oameni care au casele înzăpezite. A ajuns zăpada până la acoperiș. Sunt oameni înghețați, disperați, înfometați, oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Ceva mai devreme o femeie spunea că n-are nevoie de milă. Vreau pâine. Eu cred că eu, Realitatea TV, dumneavoastră, putem să le acordăm acestor oameni măcar o pâine. Iar ce se întâmplă astăzi, acum, în aceste momente, la Academia Militară din București, este incredibil. Și știți de ce vă spun asta? Probabil că o să vă ajute, colegii mei, să vedeți imaginile de aici. Sunt oameni care stau la coadă ca să le aducă oamenilor mâncare. Sunt oameni care au venit cu copiilor, văd copii, văd adulți, tineri, persoane vârstnice, cu sacoșe, cu alimente, cu încălțăminte, cu îmbrăcăminte, și este cu adevărat emoționant. Am alături de mine români care vor să-i ajute pe acești oameni disperați. Unul dintre ei este domnul Maricel Ene. Părinții dânsului sunt din județul Vrancea, puternic lovit de zăpadă. Domnule Ene, ați venit aici cu ajutoare. Spuneți-ne, povestiți-ne despre părinții dumneavoastră, de unde sunt mai exact și ce fac acum. Părinții mei sunt din comuna Părerea Cristei, sat Podulacului, strada Comănești, și am venit aici pentru că sunt indignat în legătură cu vizita domnului prim-ministru. Haideți mai în față să vă și vadă telespectatorii. Cu vizita domnului prim-ministru ieri, din localitatea Dumbrăveni, unde am rude, am mătuși, deci ceea ce a declarat este total diferit. Deja. Oamenii nu și dezăpezesc curțile. Da, da, este așa spune, dar în realitate este cu totul altceva. De exemplu, în satul meu, de unde sunt eu deloc, mai exact strada Comănești, strada Părăiești, strada Trandafirilor, a fost dezăpezită de oameni. Haideți cu fața la cameră, domnule. A fost dezăpezită de oameni, nu de autorități. Și domnul Ungureanu vine în țară și spune că oamenii sunt leneși. La nici 78 de ore de la investiții, dânsul vine și spune chestii intrase. Spuneți-ne ce fac părinții dumneavoastră, că asta e important. Acum sunt bine. Ieri, de exemplu, și-au făcut provizii. S-au dus la market, la magazin, unde au avut, s-au dus, s-au rezolvat problema, dar sunt probleme, sincer, pe mine m-a deranjat faptul că domnul prim-ministru s-a dus ieri și a făcut acea lume nevinovată, i-a făcut leneși. Sperăm că părinții dumneavoastră vor fi ajutați. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ene. Deci, în legătură cu... Deci, sunt total indignat cu declarația domnului prim-ministru. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici și pentru că îi ajutați pe oamenii de acolo. De asemenea, alături de noi este domnul Răzvan Dincă, manager Aqua Carpatica. Bună ziua, domnule Dincă. Bună ziua. Ați venit cu multă apă pentru oameni. Ați adus și ieri, dacă nu mă înșel. Astăzi, da, echipa Aqua Carpatica din București a reușit să strângă din nou niște apă, să aducă pentru sinistrați, să fim alături de dânsii. Totodată mâine domnul președinte va strânge și va trimite către sinistrați un tir de apă cu Aqua Carpatica, 20 de paleți, adică de apă, și totodată vrem să vă felicităm pentru acțiunile depuse și că suntem alături de dâns și oricând este nevoie. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru că ați venit. Vă rog, sunteți colegul. Sunt colegul. Mai clar, domnul președinte al Aqua Carpatica, Jean Valvis, a donat 20 de paleți către armată pentru a fi distribuiți la nivel național. Și noi, echipa din București de la Aqua Carpatica, deci 20 de paleți de Aqua Carpatica, noi, echipa de aici din București, am strâns și am venit din nou cu ajutorul lui Răzvan și... Foarte bine, vă mulțumesc foarte mult. Vă felicit pentru acțiunile astea. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. De asemenea, alături de noi este domnul George Găuan, este vorba despre șeful depozitului Titan. Le-ați adus pâine oamenii. Mălai, făină, încercăm să-i ajutăm cum putem. Chiar mai mult, dacă se poate, vrem să vă felicităm că ați făcut o treabă minunată. Este minunat ce fac oamenii, ce faceți dumneavoastră, pentru că le-i ajutat. Încercăm. Cât timp ajunge făina, ajunge mălaiul la sinistra? Am, chiar în acest moment, mașina este acolo, se descarcă cele 2 tone de făină, 2 tone de mălai. Cred că în seara asta sunt la ei.
în seara asta sunt la ei. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutorul dumneavoastră. Un alt român care vrea să-i ajute pe cei ce au nevoie este domnul George Borean, președintele Fundației Centrul de Politici pentru Diversitate și Securitate. Bună ziua! Bună ziua! Cum îi ajutați pe oameni? Haideți cu fața la cameră să vă și vadă telespectatorii. Am adus pentru dânsii, am cumpărat din rețea mălai, apă, conserve. Când vezi atâta suferință, nu poți să stai deoparte și trebuie să faci ceva. Mulțumesc. Mulțumesc că sunteți astăzi aici. Urmărim în continuare, doamnelor și domnilor, imagini direct de aici, de la Academia Militară. Sunt imagini impresionante. Sunt zeci de oameni care stau la coadă. Sunt copii cu hăinuțe, cu încălțăminte pentru cei mici care au nevoie. Eu voi rămâne în continuare aici. Ni se va alătura și doamna Andreea Marin. Rămâne și dumneavoastră alături de noi și vă așteptăm cu o pâine, cu o haină, cu pantofi pentru cei care au nevoie de noi. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Adriana. Trebuie să știți că oamenii au în continuare nevoie de ajutoare și asta pentru că în Ialomița vremea rea a început din nou. Oamenii care locuiesc în județele deja afectate se tem de ce este mai rău. Premierul le cere autorităților locale să informeze pe oamenii în legătură cu prognoza și cu ninsorile care au reînceput cu mai multă forță. Mihai Tatulici se îndreaptă spre satele izolate din Bărăgan, este în județul Ialomița, unde a început din nou să viscolească, așa cum spuneam.